La urne pentru a-și alege primarii și reprezentanții în consiliile locale și județene și la jurul secțiile de votare s-au deschis la ora 7 de toate cele 48 de secții de votare și-au deschis ușile la ora 7 de fix. Este și ora la care mulți juveni au ales să-și exercite dreptul constituțional.
imediat după ce buletinele au fost scanate pentru detectarea votului multiplu, alegătorii au primit ștampila și cele trei buletine de vot pentru primar, Consiliul Local și Consiliul Județean. După ieșirea din cabine, buletinele de vot trebuie pliate de ștampila de control în exterior și introduse în cele trei urne. La secția numărul 11 din cartierul Policlinica sunt așteptați la urne 1216 persoane cu drept de vot. la mătură, să zic că am făcut
gândurile a zenit. Gânduri bune. Spre mai bine. Așa facem de fiecare dată întotdeauna ne scăpăm de o grijă.
dimineața. Cu ce speranță ați venit la vot? Păi, din 4-4 ani trebuie să venim cu noi speranțe. Noi dorințe. Se schimbe fața orașului, să se schimbe fața politicului, să se schimbe totul bine în orașul ăsta. Ce așteptări aveți de la anul mai bine. Asta e. Ce să facem cu alte să fie mai bine decât este. Mai bine să fie. Așteptări aveți de la noul primar? Așteptări. Locuri de muncă. Orașul mai curat, mai frumos. Vedem. Sperăm să fie mai bine până acum. Sperăm să fie mai bine. În primul rând. Și în al doilea rând. Să ne spuneți-mi ce așteptări aveți de la noul primar. Să învețe din greșelile anterioare. Dacă le face și pot fi îndeplinite, să și le țin. La secțiile de votare 40, 41 și 42, la ora 8:30, peste 50 de persoane în fiecare secție își exprimă deja dreptul constituțional. O prezență semnificativă a fost înregistrată și la secția numărul 19, unde sunt înregistrate.
alegători. Cu ce speranță ați venit la vot? Ca să fie mai bine. Pensii mai mici, mai mari. Sănătate să fie oameni misterioși. Ce așteptări aveți de la noul primar? Păi dacă care e noul primar? Care va fi? Secția numărul 19 este amenajată în incinta Direcției de Sănătate Publică. Aici sunt înregistrate pe listă 1887 de persoane cu drept de vot. La ora 9 de dimineață votaseră deja 75 de persoane. Poliția română a luat toate măsurile pentru asigura unui climat de liniște și siguranță publică pe întreaga durată a desfășurării alegerilor locale. Peste 800 de lucrători din cadrul structurilor teritoriale ale MNAI vor fi angrenați în misiuni specifice la nivelul județului Giurgiu pentru bună desfășurare a procesului electoral. Urmărite de oamenii legii în cadrul acestor misiuni sunt baza secțiilor de votare, menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea unor evenimente negative, și aplicarea cu fermitate, corectitudine și echidistanță a prevederilor legale atunci când se constată încălcări ale legii. Aproximativ 80 de polițiști vor afla în stradă pentru a asigura măsuri de ordine și liniște publică în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale în această perioadă.
De asemenea, dintre cele 245 de secții de votare constituite la nivelul județului, Giurgiu, polițiștii vor asigura măsuri de pază și protecție la 21 de secții jandarmi, la 80 de secții lucrători din cadrul ISU, la 80 de secții polițiști de frontier, la 55 de secții, iar lucrători din alte structuri teritoriale ale MAI, la câte 3 secții de votare. Totodată, pentru soluționarea solicitărilor și semnalărilor cu privire la evenimentele produse în ziua alegerilor, vor acționa conform competențelor 139 de polițiști constituiți în 13 echipe operative. Locațiile unde sunt amplasate cele 245 de secții de votare au fost verificate pe linia dotării cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv a căilor de acces, se va evacuare și intervenție de inspectorii de prevenire din cadrul ISU Giurgiu. Scrutinul pentru alegerile locale reprezintă pentru mulți cetățeni un prilej de a frauda activitatea de votare. Însă forțele de ordine sunt pregătite ca de obicei să preîntâmpine astfel de nereguli. Poliția atenționează că sunt interzise faptele și acțiunile care ar putea afecta procesul votării și sunt sancționate cu amendă interzicerea unor drepturi și chiar închisoare. Cetățenii români cu drept de vot sunt chemați la urne duminică 5 iunie pentru a-și alege primarul.
tradiționale și chiar pedepse cu închisoarea pentru încălcarea regulilor din secțiile de votare, respectiv a celor care se aplică pe parcursul procesului electoral. Reamintim că prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea cu orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. Amenda este între 600 și 1000 de lei. De asemenea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, alte decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii cu închisoarea la 6 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi. De asemenea, votul se exercită în localitatea de domiciliu sau de reședință numai pe baza actului de identitate. Cu închisoare de la 6 luni la 3 ani vor fi pedepsiți și cei care votează fără a avea acest drept, cei care votează de două sau mai multe ori, precum și cei care introduc în urnă mai multe buletine de vot decât are dreptul un alegător. De asemenea, este interzisă intrarea în cabina de vot cu dispozitive care pot capta imagini, fotografierea sau filmarea buletinelor de vot în interiorul cabinei, dar și părăsirea secției de vot cu buletine de vot de către alegători. Duminică 5 iunie, peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne. De votare se vor deschide la ora 7 și se vor închide la ora 21. Iar pentru prima dată în România va fi folosit un sistem informatic multiplu.
10 milioane de români cu drept de vot sunt așteptați să pună ăștia în pile la votat pe buletinele electorale. Spre deosebire de alți ani, aceste alegeri au fost introduse mai multe noutăți menite să ușureze procesul de votare, dar și să-i depisteze pe cei care intenționează să voteze de mai multe ori. Astfel, în fiecare secție de votare va fi folosit un sistem informatic care va depista votul multiplu. Procesul de votare începe atunci când operatorul de calculator îți scanează actul de identitate. Apoi realizează simultan următoarele verificări. Dacă ai drept de vot la această secție de votare și în ce circumscripție electorală îți poți exercita ai votat deja la o altă secție. Astfel, votarea devine mai simplă, mai rapidă și esențial este eliminată posibilitatea votului multiplu. La alegerile de duminică au dreptul să voteze persoanele care au împlinit 18 ani, inclusiv cele care împlinesc această vârstă pe data de 5 iunie. Pot vota și cetățenii Uniunii Europene care au reședința în România. Alegătorii pot vota la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau reședință și unde sunt înscriși și în lista electorală permanentă. Persoanele care nu se pot deplasa la secție din motive medicale pot solicita urna mobilă. Alegerile locale poți vota numai în localitatea de domiciliu sau de reședință. Dacă nu te poți deplasa din cauze medicale sau cauze
este necesar oricare din următoarele documente. Carte de identitate, carte de identitate provizorie sau carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din școlile militare. Peste 58 de mii de Giurgiu veni din municipiu sunt așteptați astăzi la urne pentru a vota în noile structuri de conducere ale orașului și județului. Vor vota aproximativ 31.000 de femei și peste 27.000 de bărbați. Populația municipiului Giurgiu a înregistrat în ultimii 20 de ani o scădere drastică. Statisticile de la ultimele recensăminte arată încă aproape 20.000 de giurjuveni au mișorat numărul populației stabile. Dacă în 1992 aveam 74.191 de locuitori. Numărul acestor a scăzut la 73.786 în 2002 și la 61.353. La ultimul recensământ, cel din 2011. Statistica arată că populația stabilă a municipiului era în anul 2011 de 54.655 de locuitori. Totuși, numărul locuitorilor municipiului din baza de date a Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu la 30 octombrie 2012 era de 70.781 de persoane, cifră care nu reflectă însă numărul celor care sunt plecați din municipiu, în țară sau în străinătate și care au acte de identitate încă valabile. De asemenea, cifra cuprinde și acele persoane care locuiesc și muncesc de ani de zile în alte țări și care, atunci când nu dobândesc cetățenia statului respectiv, renunțesc la Giurgiu actele de identitate la adresa proprietăților imobiliare de deținute de ele sau familiile lor. Una peste alta a
de 58.670 de persoane, dintre care 31.000 sunt femei și 27.670 sunt bărbați. Cu privire la estimările privind prezența la vot astăzi, statisticile la nivel național arătau că la ora 9:30 județele Giurgiu și Teleorman erau pe primul loc. În Giurgiu votând deja 6,84% din alegătorii înscriși pe liste. La alegerile din 2012 în județul Giurgiu se înregistra potrivit BEC cea mai mare prezență la vot de 72,30% din totalul alegătorilor înscriși în liste. În timp ce la nivel național în 2012 au venit la vot 56,39% din alegătorii înscriși pe liste. Și 30 de minute la un